Fetele din echipa de Fed Cup s-au apucat de treabă la Cluj. Tonul l-a dat chiar liderul echipei, Simona Halep, care a ieșit prima pe terenul de antrenament. Relația glacială dintre ea și capitanul Alina Tecșor s-a topit într-una superbă înaintea duelului cu Germania. Ca două bune prietene, Halep și Tecșor și-au făcut un selfie înainte de ședința de pregătire. Cred că este într-o perioadă foarte bună, își dorește să fie alături de echipă. Asta este un lucru foarte frumos și foarte bun pentru noi, pe care îl așteptăm. Și mă bucur că e bine și Simona, ca și celelalte fete, că e sănătoasă și că vine după o perioadă bună.